Au supraviețuit exploziei devastatoare și acum s-au întors acolo unde cândva era acasă. Cei 50 de locatari ai blocului din Craiova, care a fost aproape doborât de suflul unei explozii devastatoare, au revenit ieri la locul tragediei. Cu lacrimi în ochi și încă marcați de scenele groazei petrecute în noaptea deflagrației, oamenii au intrat printre ruine, unii pentru a-și mai recupera din bunuri, alții pentru a curăța urmele dezastrului. Spre bucuria acestora, după o evaluare amănunțită, experții de la Inspectoratul de Stat în Construcții au decis că blocul este sigur pentru a fi locuit. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Am intrat să vedem dacă e cineva în gheață. Au trecut 3 zile de când suflul exploziei devastatoare le-a distrus casele și a curmat viața unei persoane, însă imaginile din noaptea fatidică au rămas adânc întipărite în mintea lor. Speriați de ce ar putea să găsească, dar cu prea puține opțiuni, supraviețuitorii deflagrației ce a zguduit un bloc întreg din temelii au revenit acolo unde cândva însemna acasă. Este periculos sau nu? Ce-o fi de la, Dumnezeu? Doamne, cu fața ștălpii. Păi eu jos. Iar alții, încă buimaci de amploarea evenimentului, retrăiesc momentul tragediei. Am ieșit de la, nu știu cum am ieșit. Nu pot să realizez nici în momentul de față. Deși evaluarea experților a arătat că blocul poate fi locuit în condiții de siguranță, nu există niciun aviz scris în acest sens. Este răspunderea în totalitate a Inspectoratului de Stat în Construcții dacă oamenii pot sau nu pot intra în imobil. De cealaltă parte, rămași fără opțiuni, locatarii sunt dispuși să-și asume riscul. Stăm în stradă, unde să ne ducem? Intră acolo, ce să fac, unde să mă duc? Ce să fac? Trebuie să mă duc la serviciu. Dacă o fi urșa să murim, murim și ne ducem și... În același timp, autoritățile și au măsuri de precauție. Se va îngrădi o zonă de protecție formată din primele imobile vecine cu zona deflagrată. Separarea se va realiza cu sprijinul primăriei prin montarea unor grilaje metalice definitive. Primăria susține că oamenii nu vor fi lăsați de izbeliște. Vom asigura în continuare asistență socială, asistență medicală, hrană pentru următoarele zile. Dar și o sumă de bani. Fiecare proprietar a primit în urma dezastrului 3.000 de lei, iar cei cu apartamentele distruse complet 5.000 de lei. Nici eroul din noaptea tragediei nu a fost uitat. Vlad, bărbatul care a ajutat la salvarea celor 2 persoane rănite, a fost recompensat și el cu 5.000 de lei. Explozia s-a produs la parterul clădirii în urma unei acumulări de gaze. În urma deflagrației, o persoană și-a pierdut viața, iar alte 2 au ajuns în stare gravă la spital. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.